Bine v-am la ziua de luptă, sunt Alexandru Gangi. Vom vorbi astăzi despre un subiect pe care vi l-am promis, și anume o analiză comparată a Rondei Rousey și a lui Conor McGregor. Haideți să vedem în primul rând despre ce este vorba. De ce am ales pe cei doi? Pentru că au destine similare. Și de ce am ales pe cei doi? Pentru că decăderea lor este exact, exact aceeași. Bun, să începem cu începutul. Știți cu siguranță cine este Ronda Rousey, probabil femeia care a inventat, practic, MMA-ul feminin pentru toate fetele care se află în momentul de față în, în UFC. Bine, Ronda nu a inventat MMA-ul feminin, ci ea a fost cea care le-a arătat fanilor că se poate. Ea a fost cea care le-a demonstrat tuturor că și fetele pot să facă spectacol și că pot să genereze extrem, extrem de mulți bani. Ronda era extrem de iubită în prima perioadă a carierei sale, mi-amintesc, prima perioadă a carierei sale, dar i-am comentat primele meciuri pentru Eurosport, iar ulterior am comentat aproape întreaga carieră pentru GSP TV, până în momentul în care cei de acolo s-au hotărât că nu mai este interesant UFC-ul. Iar Ronda la început era extrem de iubită. Ulterior, în schimb, Ronda a început să fie urâtă de toată lumea. De ce? Pentru că în uh, lumea sportului de luptă au apărut dintr-o dată fanii Americani le spun casuals, eu le spun, așa zi și fani, cei care se uită doar la anumite personaje pentru a putea să-și verse ura personală. Conor este la fel, la început toată lumea îl iubea pe Conor, toată lumea era um, fascinată de ce se întâmpla cu acest irlandez cu gura mare care reușea să facă lucruri deosebite. Ulterior, în schimb, toată lumea s-a hotărât să l înjure pe Conor. De ce? Pentru că a obținut succes. Dar nu despre fani este discuția noastră, probabil că aici ar fi un subiect mult mai interesant pentru viitor, dar uh, nu știu, poate vom discuta, poate nu. Haideți să vedem în schimb, ce s-a întâmplat cu acești, cu acești doi superluptători și haideți să vedem mai ales din ce cauză a început decăderea lor. Imaginea pe care o vedeți este reală, nu este Photoshop, a fost o emisiune în care trebuiau să distrugă niște lucruri din, din plastic, dacă mi-amintesc eu bine, și s-au înfruntat cei doi și au fost extrem de simpatici. Să nu uităm, în schimb, faptul că în momentul în care Conor a pierdut, mă rog, în momentul în care și-a rupt piciorul duminică dimineață, Ronda nu a, a nu a ratat ocazia să-l încurajeze și să-i spună că este absolut minunat faptul că el încearcă să promoveze următorul meci în condițiile în care se afla. și de asemenea Johnny Bone Jones i-a răspuns imediat un alt om pe care îl urăsc foarte tare fanii de MMA. Johnny Bone Jones i-a spus lui Conor, fă bine, știu prin ce trece. La fel și Anderson Silva, apropo. Și au mai fost foarte mulți oameni care au reacționat cum trebuie, pentru că o reacție la un astfel de accident nu poate să fie decât repare-te, bine și vedem după aceea ce se mai întâmplă. Bun, de unde a început totuși decăderea Rondei și a lui Connor? Trebuie să înțelegem acest lucru privind începutul, și anume, care au fost marile calități ale celor doi. În afară de faptul că sunt extrem de carismatici și sunt capabili să promoveze absolut orice, amândoi aveau o tehnică mortală, să spunem așa, pentru, pentru toți adversarii. Conor are direct aceea de stânga, absolut senzațională, cu care reușea să facă knockout pe aproape toată lumea, iar Ronda avea armbarul său senzațional. Ronda spune că a învățat armbarul de la, de la mama sa și povestește cum a învățat, de altfel Ronda a fost o luptătoare cu un trecut mult mai interesant decât al lui Conor. Conor, în schimb, are din naștere aceste calități fizice extraordinare pe care și le-a dezvoltat singur și pe care a reușit să le ducă până în punctul maxim la care putea să-l pe, pe să atingă el. La Ronda, în schimb, a fost extraordinar de, de multă muncă și lucrurile, bine, și talent foarte mult, iar lucrurile au arătat așa cum am văzut. Totuși, ce au în comun cei doi? În afară, în primul rând, pe umerii lor întotdeauna rămâne pay view -ul. pentru că ei au trebuit să promoveze de fiecare dată pay-per-view, pe ei trebuiau să facă toată presa, ei trebuiau să se ocupe de toți banii care se produceau acolo și evident toată această tensiune pusă pe umerii lor a dus la o uzură extrem de rapidă. Faptul că te afli în fața reflectoarelor 24 de ore pe zi este absolut cumplit, iar faptul că toată lumea vânează micile greșeli este de asemenea cumplit. De asemenea, dacă ne uităm cu atenție, amândoi au o anumită structură psihică. Sunt oameni extrem de loiali și, în același timp, sunt oameni care pot să se transforme în monștri într-o fracțiune de secundă. Ronda are și ea acest spirit de războinic la Conor este mai mult decât evident. Și cu toate astea, în momentul în care ai două astfel de personaje, ce s-a întâmplat la fel? Dana White a fost în spatele lor a fost în spatele lor tot timpul atât de mult încât a fost acuzat de tot felul de, de lucruri necurate legate și de Ronda și de Conor mașina de promovare a UFC-ului a funcționat perfect de asemenea echipele de management ale celor doi au funcționat perfect i-au adus tot timpul acolo unde trebuiau să-i aducă ce s-a întâmplat însă cu cariera lor sportivă? aici este cu adevărat interesant și anume au fost loiali pentru că amândoi au avut în cazul Rondei și are în cazul lui Conor antrenori mult sub capacitățile lor. Și haideți să ne uităm un pic cu atenție și să vedem, uh, să vedem, să începem cu începutul. Vom începe cu Conor, fiindcă este mai ușor de, de văzut, și anume o să facem o comparație între clubul lui Conor și clubul lui Justin Poirier, ca să înțelegem faptul, ca să înțelegem de unde vin aceste probleme. Am luat uh, lista luptătorilor uh, clubului Conor McGregor care se cheamă Straight Blast Gym ca să vedem cine sunt luptătorii care se antrenează acolo în afară de Ioan Pascu care iese din discuția aceasta din foarte foarte multe din foarte foarte multe motive și haideți să vedem cine sunt luptătorii care au fost și sunt colegi de sală cu cu Conor McGregor și dacă ne uităm cu atenție haideți să vedem câți dintre, despre câți dintre ei ați auzit măcar și să începem Uh, Makwan Amircani este celebru pentru simplu motiv că a spus lui Joe Rogan că nu știe cine este Joe Rogan. Francisco Barrio luptător în Final Fight Championship. Urmează trei luptători din Bellator. Suntem, suntem în regulă aici. Este fost un, uh, Ilias uh, Bulaid, care este fost campion mondial de kickboxing. De asemenea, îl avem pe Pedro Carvario, pe care știm foarte, mulți, foarte, multe lucruri. A fost luptat pentru titlu în, uh, în Bellator. Kiefer Crosby. Și așa mai departe. Mergem, evident, uh, Daily Iceland, care s-a retras între timp, dar care a luptat în, uh, în, The Ultimate Fighter. Și haideți să căutăm totuși niște campioni în această, în această listă foarte lungă. Îl găsim pe Hezdi Gerges, despre care știm mai multe din kickboxing decât uh, din MMA. Și evident, nu poate să fie partener de antrenament al lui, uh, al lui Conor McGregor. Și haideți să ne mai uităm. Avem un alt campion? dar avem un campion uh, FFC, care este acum în Belator, Luca Ielcici, care s-a retras între timp. Avem, îl avem pe Brad Catona, dar Brad Catona este iarăși un, un luptător mai mult sau mai puțin cunoscut. Avem un campion, o avem pe Denis Kirchholz, care evident este, este fată și nu se antrenează cu Conor. Evident, Artem Lobov, cel mai mare luptător al tuturor timpurilor, așa cum circulă glumele pe internet, care de altfel Artem Lobov nu ar fi fost Artem, Artyom, de fapt, îl cheamă pe el, nu ar fi fost niciodată în The Ultimate Fighter dacă nu ar fi fost Conor acolo. Îl avem pe Gunnar Nelson, de asemenea un foarte bun luptător de jiu dar nu atât de grozav în, în UFC, îl avem pe catal uh, Pentret care... S-a retras între timp. Avem uh, și Johnny Walker. Johnny Walker, de asemenea, un luptător valoros, dar cam atât. Este, cu alte cuvinte, o sală care a strălucit printr-un singur om, și anume Conor McGregor. Dacă nu ar fi existat Conor McGregor, despre sala aceasta probabil că nu am fi auzit niciodată. La fel și despre antrenorul lui, care este practic un antrenor devenit celebru ca urmare a faptului că el este antrenorul lui Conor McGregor. Nu pentru că ar fi făcut, uh, ar fi generat Uh, ar fi generat campioni pe, pe bandă rulantă. Mergem mai departe și ne uităm la sala de unde provine Dustin Poe, este celebrul American Top Team. Și haideți să vedem un pic cine sunt luptătorii, cine sunt campionii pe care îi avem, îi avem la această sală. Deci, avem și aici avem titlurile, le vedeți cu ușurință. BMF Belt, știți cu siguranță cine este câștigătorul BMF Beltului, a apărut de altfel și în Embedded alături de, de Dustin. Avem un titlu UFC la categoria ușoară, trei titluri la Welterweight. Avem de asemenea titluri la categoria pană, la fete, titlul la categoria, la categoria pai, la fete, titlul la categoria Cocoș la fete, de asemenea avem câștigătorul uh, uh, Tough Heavyweight, celebrul uh, The Ultimate Fighter ediția 10, iar apoi în ce avem 10 Submission of the Night, 11 Knockout of the Night, 37 Performance of the Night, 36 uh, Fight of the Night, cel mai rapid Knockout din, uh, din istorie 5 secunde, iar aici sunt atenție, doar titlurile pe care le avem în UFC, toate după aceea mergem mai departe la PFL apoi mergem la Bellator unde avem campionul categoriei semigra, avem câștigătorul turneului de la categorie ușoară și așa mai departe, avem WEC o altă extraordinară um, promoție, după aceea avem Rising, avem M1, avem One, avem de asemenea titluri obținute în Pride, în Sengoku și așa mai departe Strike Force. iar apoi dacă mergem să vedem rezultatele din uh, Uh, din grappling, iarăși avem extrem, extrem de mulți luptători care au performanță foarte mare și dacă ne uităm un pic la antrenorul Mike Brown, la antrenorul lui Dustin Poe, o să-l vedem alături de niște oameni care nu necesită, de altfel este, este mai greu să recunoașteți pe Mike Brown decât pe elevii săi, pentru că aici știm cine este, aici știm cine este, aici pe Dustin probabil că l-ați văzut chiar dacă v-ați uitat la MMA doar ca să-l vedeți pe Conor, și de asemenea Amanda Nunes, Amanda Nunes care, din punctul meu de vedere, este un luptător mult mai valoros decât va fi vreodată Habib Nurmagomedov prin performanțele pe care le are, le are în acest moment. Dar asta este o, o cu totul și cu altă discuție. Și pentru că nu am găsit în această poză, am, trebuie să vedem și pe Ioana Eugeicic, care este de asemenea una dintre cele mai bune luptătoare pe care le-am văzut vreodată în MMA. Și Mike Brown este cel care lucrează cu toți acești oameni. Haideți să vedem niște poze cu, cu John Cavanaugh alături de campioni mondiali în UFC. Nu avem decât pozele cu Conor, pe care nu vi le arăt, pentru că nu a lucrat cu alți campioni. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă că avem doi antrenori care pot să ofere care pot să ofere experiența lor, luptătorilor pe care îi iau. Mike Brown a luptat cu, a lucrat cu atât de mulți campioni, a făcut atâtea slăbiri cu campionii lui, a știut să gândească atât de multe meciuri, a știut, la rândul său, a fost un luptător extrem de valoros, a știut să construiască toate, toate aceste pregătiri pentru, pentru luptători atât de bine încât pentru el este practic o a doua natură. Este foarte ușor să facă acest lucru. A avut zile în care a avut două meciuri de titlu în același card luptătorii care se antrenează în sala respectivă sunt de o valoare extraordinară. Echipa care este în spatele acestor luptători funcționează perfect, Toate, toată, această mașinărie imensă, unsă perfect, nu face altceva decât să transforme un luptător mediocru într-un lupt într luptător excepțional, iar un luptător excepțional într-un super luptător. Aici fiind, fiind cazul Amandei, pentru că din punctul meu de vedere Amanda este probabil cel mai valoros luptător pe care l-au în momentul de față la, la, ATT. Dar tot acest lucru se vede în performanța lui, lui Dustin. Dustin a venit în formă foarte bună, Dustin a venit extrem de bine pregătit, Dustin a știut exact ce are să facă, a făcut slăbirea cum trebuie, a avut susținere cum trebuie, a avut la sparing oameni incredibil de valoroși. Păi haideți să ne uităm încă o dată la, la titlurile obținute în grappling de acești oameni. Și apoi să ne gândim la ce au putut să-i ofere lui Dustin ca sparring partner pentru grappling în, pentru meciul împotriva lui Conor în condiții în care toată lumea știe că Conor McGregor are o foarte mare problemă cu grappling-ul. Ce a oferit lui Dustin el Luptători mult mai valoroși decât cei cu care a lucrat vreodată Conor. De asta și Dustin a spus după meci un lucru foarte interesant și anume în momentul în care a încercat ghilotina respectivă știam că nu are nicio șansă pentru că în funcție de cum simt priza, știu cât de bun și cât de puternic este grapplingul adversarului meu. Pe de altă parte, îl avem pe John Cavanaugh care ne spune că el a lucrat defensivă pe cușcă cu ghilotina special împotriva lui Dustin Poirier. De ce? De ce ai face acest lucru? De ce să-i obosești foarte tare mâinile lui Connor în condițiile în care principala sa calitate este striking-ul? Și de ce să încerci o ghilotină dintr-un setup în care ești în dificultate? Și de ce să încerci o ghilotină împotriva unui om care are un, un grappling net superior în speranța că se va întâmpla ceva? pentru că asta s-a întâmplat, pentru că este o măsură de disperare sau pentru că asta este viziunea lui John Cavanaugh asupra, asupra unui astfel de meci. Probabilitatea ca Riconer să iasă ghilotina aceea era incredibil de mică. El practic s-a agățat de gâtul lui, lui, Dustin și a încercat să finalizeze o tehnică pe care nu avea cum să o finalizeze. De ce? Fiindcă se afla pe cușcă și pentru a finaliza ghilotina în poziția respectivă trebuie să-ți muți corpul în, în, altă, în, altă, postură și este extrem de greu împotriva unui grappler extrem de valoros. Câți grappler de nivelul lui lui Dustin Poirier a avut în, în training camp uh, Conor McGregor. Nu știu, îl întrebăm pe Ion Pascu, poate că el poate să ne spună mai multe, mai multe detalii. Sunt absolut convins că toți cei care s-au dus să-l susțină pe, 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 pe Conor, toți oamenii care au fost alături de el acolo sunt prietenii lui și ar fi în stare să moară pentru Conor dacă ar trebui să se întâmple acest lucru. Dar asta nu înseamnă că ei pot să-l ajute suficient la acest nivel extrem, extrem de înalt. Pentru că una este să-ți dorești și alta este și alta este să, să poți. Este vorba exact cum spunea Daniel Cormie. Sportul acesta are straturi diferite. Degeaba ești foarte bun aici dacă adversarul tău este undeva aici. Este foarte, foarte greu să, să faci un astfel de lucru de ce fac toată această discuție? Pentru că în momentul de față absolut toată lumea știe cum luptă Conor. Absolut toată lumea. Va încerca să-și folosească brațul din spate, va, reuși, va încerca să te enerveze foarte mult, are trei lovituri de picior foarte bune pe care le folosește, deplasare foarte bună, reacție, timing și așa mai departe. Dacă reușești să anulezi aceste lucruri, Conor nu mai are nicio șansă. Când am văzut prima oară acest lucru, în meciul împotriva lui Chad Mendes, pentru că Chad Mendes l-a dus la podea și l-a controlat pe Conor. Evident, Chad nu s-a pregătit fizic suficient de bine pentru a putea să îl, să, îl învingă, să îl învingă pe Conor, dar de atunci se știe și a trecut foarte multă vreme de atunci. Or, în aceste condiții avem un antrenor care care practic nu poate să-i ofere lui Conor condiții la nivelul la care se află Conor și la nivelul la care vrea să lupte Conor, asta în condițiile în care Conor are toți banii din lume. De ce a rămas Conor alături de John Cavanaugh? Pentru că este un om loial, este un om corect și pentru că John Cavanaugh este prietenul său. Și fiind prietenul său, el a spus că merge până la capăt alături de prietenul său. Acest lucru s-ar putea să-l coste cariera, dar din punct de vedere al lui Conor este decizia corectă pentru că este decizia morală, iar acest lucru s-ar putea să conteze în viața lui Conor mai mult decât cariera, care oricum a fost absolut fabuloasă. Iarăși, o altă mare problemă a lui Conor este legată de, de accidentarea în cauză. Toată lumea discută foarte mult de faptul că piciorul respectiv era deja accidentat la antrenament. Se poate, se poate, pentru că pentru Conor a avut o pauză extrem de lungă, și nu a făcut sub nicio formă ceea ce ar fi trebuit să facă pentru a-și întări, întări picioarele. Dar marea mea întrebare este cum a făcut slăbirea? Cum se poate să ai niște oase atât de fragile la un luptător de acest nivel? Pentru că știm foarte bine care sunt motivele fiziologice pentru care oasele încep să, încep să se. Să se se devină fragile. În primul rând, hai să spunem că este cortizol, cortizolul este, este generat de stresul în care trăiește Connor și este normal să fie, este un stres foarte mare, cortizol funcționează și așa mai departe. Pot să apară unele dezechilibre hormonale care pot fi reglate, pot fi controlate și de asemenea, probabil că este deshidratarea. Probabil că nu i-au calculat așa cum trebuie sărurile pe care trebuia să îi aducă în organismul în momentul în care a făcut slăbirea și uh, acest lucru se simte, mai sunt încă vreo 3 sau 4 uh, motive despre care nu cred că este cazul să vorbim aici, putem să facem un clip uh, serios pe această temă, apoi este vorba de întărirea pe care a făcut-o pentru oase, Conor McGregor, știm că un exercițiu extrem de important pentru întărirea oaselor, spre exemplu, este folosirea greutăților extrem de mari pentru, pentru antrenament, în momentul în care lucrezi greutăți sau măcar Uh, poți să iei două gantele de 40 de kg și să faci mersul fermierului, Se înțelești și brațele, să și oasele, oasele se întăresc de la asta, știm cât de important este testosteronul pentru întărirea oaselor. Mi, mi se pare absolut incredibil ca la acest nivel să avem niște oase atât de fragile pentru un luptător și cine este de vină? Evident nu este de vină Conor ci este, devine echipa din spate care nu și-a făcut treaba, care nu i-a făcut analizele cum trebuie, care nu au pregătit aceste lucruri. Dustin Poirier lucrează, spre exemplu, cu Phil DeRue și de asemenea cu foarte mulți alți oameni specializați în pregătire fizică, de asta arată atât de bine, de asta este atât de bun. În acest, în acest, moment Dustin, Dustin Poie, pentru că echipa sa face exact ceea ce, ceea ce trebuie și vedem echipa cum funcționează și vedem ce se întâmplă. La Conor McGregor ce vedem? Vedem că acum ceva vreme îl căuta pe Ido Portal să învețe niște ciudățenii de, de mișcări, un fel de guru gen... Joshua Fabia, care învăța niște lucruri despre care toată lumea spunea că se numesc touchback și care nu era pregătire fizică de sportiv de, de super performanță. De ce? Pentru că lui lipsea pregătirea fizică de super performanță, pentru că el nu avea în spate această mașinărie, pentru că toți așteptau ca. ca marele Conor McGregor să facă iarăși o minune și din nou să aducă victoria cu o lovitură fabuloasă. Conor a făcut tot ce a putut din punct de vedere fizic și tehnic. A reușit să ajungă în punctul în care lovitura sa a fost numită atingerea morții, a fost numită de fila Sahavi ca fiind atingerea morții și Conor știa să o aplice și Conor știa să lucreze extraordinar. A ajuns în punctul maxim în care putea să ajungă el prin munca lui, prin calitățile sale iar apoi trebuia să intervină echipa. Echipă care din punctul meu de vedere nu doar că l-a dezamăgit, ci într-o oarecare măsură l-a trădat pe Conor McGregor. Nu din voință ci pentru simplu motiv că nu se pricep suficient de bine, la acest, la acest domeniu pentru nivelul la care se află Conor în momentul de față. Și de ce spun acest lucru? Pentru că mie mi-au sărit în cap eu nefiind nicio formă un antrenor sau un luptător de nivelul, nivelul în cauză, dar este imposibil să nu-ți dai seama că ceva este în neregulă în momentul în care ai meci împotriva lui Floyd Mayweather și l-au pe John Cavan, spunând că el nu are nevoie de antrenor de box pentru Floyd Mayweather, că echipa lui este suficient de bună. Pentru numele lui Dumnezeu să luptă împotriva lui Floyd Mayweather, tatăl său campion mondial, unchiul său campion mondial, iar însuși campion mondial, se antrenează într-o sală cu cei mai buni luptători, pe care, cu cei mai buni boxeri pe care puteți să-i găsiți la acele categorii și tu îmi spui că poți să-l antrenezi pe Conor? La acest nivel, ceva este în neregulă. Și apoi ghilotina împotriva lui Justin Poirier, care iarăși mi s-a părut uh, o ciudățenie și tendința de a arunca vina asupra altora, aici este o foarte, foarte mare problemă. Dintr-o dată, vinovat pentru ce s-a întâmplat a fost Joe Rogan, care a luat interviul lui Conor McGregor după, după meci, de parcă decizia ar fi fost a lui, a lui Joe și nu ar fi fost a celor din UFC. Aceasta este părerea mea despre echipa din spatele lui Conor McGregor, care este mult sub nivelul... So, iar acest lucru nu face altceva decât să creeze foarte multă tensiune pentru Conor, să-i aducă mult mai mult stres pe umeri, pentru că, deși el poartă totul, pentru că este foarte puternic psihic, pentru că este foarte puternic fizic, este extrem de talentat, are nevoie în spate de susținere. De asta Artiom era atât de important pentru el, fiindcă era susținerea morală, era prietenul, era omul care își dădea viața pentru el și sunt convins că toți cei care au venit să lucreze cu Conor au fost de foarte bună credință. Nu, asta este, nu, acesta este subiectul. Dar, mergând mai departe, să vedem ce la seamănă totuși cu Ronda Rousey. Ronda Rousey este celebră pentru, pentru anbarul său, dar de asemenea este celebră pentru acest domn, care apare dintr-o dată în mijlocul unui interviu și despre care toată lumea spune doar head movement, head movement, head movement. De ce? Pentru că în loc să o învețe pe Ronda în câțiva ani să-și miște capul așa cum trebuie, a considerat că este cazul să urle head movement în timpul unui meci în care Ronda era lovită de adversarul său. Ronda de asemenea a ajuns, în, a ajuns o campioană senzațională, a vândut foarte multe pay-per-view-uri, a făcut tot ce putea să facă prin munca sa. În schimb acest domn, Edmund Tarverdian, a considerat că este cazul să transforme pe ronda din, din, din cel mai bun grappler al diviziei feminine într-un boxer și a făcut acest lucru chinuind-o foarte mult pe, pe ronda să se transforme într-un într boxer, ceea ce era aproape impo imposibil, dacă suntem bine să ne gândim de altfel, chiar mama rondei ne-a spus despre Edmund Tarverdian că nu este doar un antrenor foarte slab, ci este și un om de proastă calitate iar în momentul în care mama unei campioane de nivelul rondei spune acest lucru trebuie să ne gândim serios la ce se întâmplă. Pe de altă parte, Ronda s-a supărat extrem de mult pe toți cei care au spus vreodată ceva de rău despre Edmund. De ce? Pentru simplu motiv că exact ca și Connor, Ronda este o fată Incredibil de loial. Este capabilă să meargă oriunde pentru prietenul său, iar în momentul în care ea oferă încredere cuiva, se gândește că și acel cineva îi va oferi ei încredere înapoi. Acest lucru de cele mai multe ori nu se întâmplă. Pentru că dacă tu ești într-un fel și te gândești la oameni într-un fel, asta nu înseamnă că și oamenii se vor gândi la tine la fel. Iar dacă ea a fost crescută într-un fel, așa cum a fost crescut și Conor, într-o lume a loialității și a corectitudinii, pentru că dacă ne uităm dincolo de personajele pe care le vedem. Pe, pe, ecran, o să vedem că sunt oameni de o loialitate incredibilă. Să nu uităm ce a făcut Conor pentru prietenul său, Artiom, care, care a fost atacat în halul în care a fost atacat de, de mafia daghestaneză. Este, am făcut niște clipuri pe tema asta, puteți să le căutați și o să le găsiți în canalul acesta. Ronda a făcut exact același lucru, l-a susținut pe Edmund până la capăt. Cine sunt alți luptători valoroși cu care a lucrat Edmund Darverdian? Soțul Rondei. Travis Brown, ce a făcut Travis Brown? A pierdut tot. Clay Guida, ce a făcut Clay Guida? A pierdut. Um, Jasmine Duke, de asemenea o fată pe care, fată senzațională pe care Ronda a recrutat-o de, de, de Ultimate Fighter. Ce a făcut Jasmine Duke? Aproape nimic. Shayna Baszler, una dintre cele mai bune luptătoare din din WWE în momentul de față. De ce în WWE și nu în UFC? Pentru că a avut un antrenor cum este Edmund Tarverdian, iar apoi Ronda a trebuit să le mute pe ambele fete, și pe Jasmine și pe, uh, pe Shayna în, uh, în WWE, unde au cariere destul de bune. Acesta este omul care a avut în mână un diamant, un diamant absolut, Ronda Rousey, și care nu a fost în stare să-i ofere susținerea și pregătirea necesară. Ronda era Să nu uităm că acest om spunea în emisiunea lui, lui Joe Rogan că Ronda nu face pregătire fizică, ci face doar box cu umbra. Atenție! Doar box cu umbra. Și comenta dar nimeni nu face box cu umbra așa cum face Ronda Rousey. Cu siguranță boxul cu umbra este absolut minunat, dar nu este pregătire fizică pentru meci. Este doar o parte a pregătirii fizice. Iar apoi acest om o duce pe Ronda să lupte împotriva lui Holly Holm, care era campioană mondială de box și îi spune că trebuie să stea în picioare cu Holly și să, să, o facă knockout pe Holly. Și apoi haideți să ne uităm un pic care sunt colegii de sală ali Holy Holm, pentru că ne aflăm exact în aceeași situație în care s-a aflat Conor la, la Jackson Wink avem o serie de luptători relativ necunoscuți. Unul are tricoul, unul așa port eu tricoul uh, său special pentru acest lucru și anume Jos San Pierre, care și el s-a antrenat acolo, Diego Sanchez. Uh, Diego Sanchez știți multe despre el, dar uh, probabil că mai multe legate de Josh Fabia. De asemenea, Brian Stan, care a fost extrem de iubit într-o anumită perioadă. Evident, Holy Home, despre care Știm foarte bine uh, cine este. Uh, Andrei Arlovski, cred că nu are nevoie de prezentare. Donald Cerrone uh, Carlos, uh, Carlos Condit, uh, uh, Dodson, iarăși un luptător extraordinar de valoros. Nimeni altul decât John Jones. John Jones, care Probabil cel mai mare luptător al tuturor timpurilor, pentru simplu motiv că, în momentul de față, poate să-i bată relaxat pe orice alt contracandidat la titlul de cel mai bun luptător al tuturor timpurilor. Tim Kennedy, Julie Caddy, cred că nu există nume despre care. Alistair Overeem care s-a antrenat o perioadă cu ei, apoi a plecat. De asemenea, Michelle, Michelle Waterson sunt nume unul și unul în această, în această sală. Să nu uităm că Greg Jackson a antrenat cei mai buni luptători, unii dintre cei mai buni luptători din istorie și a avut colaborări incredibile cu Fira sahabis, spre exemplu. Să nu uităm că era o perioadă în care cei de la TriStar se mutau uh, uh, se mutau în deșert să se antreneze, în, uh, să se antreneze la uh, Jackson Wink, iar apoi luptători de la Jackson Wink, cum era Nate Marquardt, spre exemplu, mergeau în Canada să se antreneze alături de, de GSP. Rashad Evans a fost o perioadă acolo și a lucrat. Rashad, despre care probabil că știți, foarte, foarte multe lucruri. Aceasta este experiența cu care veneau acești oameni, cu, aceasta este experiența cu care veneau acești oameni, la antrenori mă refer în meciul împotriva Ronda Rousey, aceasta este experiența cu care venea Holy Holm în, uh, în acel meci, iar uh, Edmund Tarveria, în tot ce a putut să spună în meciurile respective a fost head movement, head movement, apoi Amanda Nunes despre care am vorbit mai devreme, de asemenea venită de la uh, ATT, ce au în comun acești oameni? Au în spate niște cluburi senzaționale, niște antrenori extraordinari, niște oameni care știu exact ce să facă, care au mai fost în situația asta, care au antrenat superstaruri, care au antrenat super super luptători. John Jones l-a scăpat din mână de nu știu câte ori celor de la Jackson Wing și lui Dana White. John Jones s-a întors. Chiar dacă John Jones a făcut foarte, foarte multe prostii în viața sa privată, de fiecare dată când a revenit în cușcă, a performat, a oferit... Ceva cu totul excepțional, chiar dacă în ultimele meciuri nu mai este chiar John Jonesul de la început, pentru că există uzură, există foarte multe alte lucruri, dar întotdeauna a performat. Niciodată nu, nu te-ai să-l vezi pe John Jones luptând în modul în care a luptat Conor McGregor în, în cele mai importante meciuri din cariera sa. Iar aceste, la aceste meciuri mă refer la meciul împotriva lui Habib, meciurile împotriva lui Dustin Poirier și nu în ultimul rând meciul împotriva lui Floyd Mayweather. Toate aceste lucruri cred că au o cauză comună, exact cum și discuția legată de cei doi. Are o cauză comună. Avem de-a face cu doi oameni extrem de talentați, extrem de carismatici, care au purtat pe umeri acest sport pentru o perioadă de timp care au produs mai mulți bani decât se putea aștepta cineva să producă vreodată, dar care niciodată nu au avut în spate o susținere exact cum au avut alți super campioni. Acesta este motivul pentru care ei nu vor rămâne în istorie drept cei mai buni ai tuturor timpurilor, ci vor rămâne în istorie ca fiind pionieri unor părți ale acestui sport minunat. Cu alte cuvinte, Conor McGregor și Ronda Rousey au avut o soartă asemănătoare, cauzată de multe lucruri, iar faptul că fanii i-au tratat așa cum i-au tratat în ultima parte a carierelor lor Spune extrem de multe lucruri despre fani, nu despre antrenori, nu despre Conor. Eu zic să ne bucurăm de fiecare dată când avem un luptător de super clasă, să vedem lucrurile care se întâmplă și să învățăm din greșelile lor. Pentru că, în acest moment, voi încheia clipul spunându-vă doar atât. Oare cum credeți că ar fi arătat Conor McGregor dacă ar fi fost antrenat de Firas Sahabi sau dacă ar fi fost antrenat de Trevor Whitman? De ce am ales pe cei doi? Tocmai pentru că sunt niște oameni care nu au niște super cluburi. Sunt foarte bune cluburile lor, dar nu sunt super cluburi, sunt mult mai apropiați de luptători, există mult mai multă idee de loialitate și de lucru personal cu luptătorul. Cum ar fi arătat Conor antrenat de Trevor Whitman sau de Fira Sahabi și cum ar fi arătat Ronda Rousey antrenată de acești oameni? Este o întrebare la care nu vom avea niciodată răspunsul dar putem să ne dăm și noi cu părerea pe viitor. Până data viitoare, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să intrați pe rmma.ro să vedeți ce se mai întâmplă în lumea sporturilor de luptă și de asemenea nu uitați să vă abonați și să atingeți clopoțelul pentru a fi anunțați atunci când apar clipuri. Vor fi mult mai dese decât au fost în trecut, vă promit și sper ca subiectele să vi se pară cel puțin atât de interesante cum mi se par și mie. La revedere!